Astăzi se deschide la nivel național o nouă campanie de depunere a cererilor unice de plată. De această dată, fermierii sunt așteptați la sediile birourilor teritoriale ale APIA, conform programărilor primite. Funcționarii agenției vin însă și cu recomandări pentru agricultori. Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii, este necesar ca fermierii să se prezinte la data și ora la care sunt programați, se arată într-un comunicat al APIA. Cererile fără penalizări se depun în perioada 1 martie 16 mai, la centrele județene sau locale ale APIA. Acestea pot fi depuse și după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. Solicitările depuse după data de 10 iunie 2016 nu mai sunt admise la calcul, iar beneficiarului nu îi se acordă niciun fel de plată sau de sprijin. Și în campania 2016, completarea declarației de suprafață se realizează electronic folosind aplicația IPA Online. Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 de hectare de teren agricol și la centrele locale în cazul în care se solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 de hectare de teren agricol. Fermierii vor depune o singură cerere chiar dacă dețin suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Domnul Oșculete, sunteți directorul APIA Dolj. Potrivit unui comunicat de presă al APIA la nivel central, astăzi se deschide sesiunea de depunere a cererilor unice de plată. Aș vrea să ne spuneți cum stau lucrurile la noi în județ și cum se prezintă situația astăzi în județul Dolj. Da. Așa cum ați fost informați prin comunicatul de presă, vă spun că ordinul 619 pe 2015 a fost modificat prin 234 din 23 februarie 2016. Modificările care au survenit în acest ordin sunt cele pe care noi le-am discutat de-a lungul timpului cu ascultătorii dumneavoastră și așa că, cum spuneam cu ceva timp în urmă, că se va ajunge decât la adeverință pe care trebuie să o aducă de la primărie. Asta e modificarea principală, deci ceea ce se preconiza s-a pus în practică. Alte modificări care survin sunt cele legate de aspectele tehnice vis-a-vis de aplicația noastră și unul dintre ele ar fi acea identificare cu echivoc. Se va face ca și până acum, deci ca și anul trecut, numai că vom avea o perioadă de o lună jumate, adică 45 de zile la dispoziție, după ce se va încheia sesiunea de depunere a cererilor, în care putem să revenim cu fermierul fără să fie penalizat pentru a se pune acolo unde e locul fără niciun fel de problemă. De ce s-a făcut această treabă? Pentru a se reduce acele erori care anul ăsta au avut loc, așa cum spuneam la noi în județ, dacă era să ne luăm după acest aspect, jumătate din fermieri trebuiau să nu-și primească banii. Această cerere există, ea poate fi depusă, de exemplu a venit astăzi cineva? Da, sesiunea de depunere a cererilor a început astăzi. Noi am făcut o planificare și am trimis către fermierii noștri o programare. În primele 5-6 zile nu am pus foarte mulți fermieri pentru că sunt modificările care s-au făcut la ordin în cel mai scurt timp. Și atunci cei care vin în această săptămână vor fi primiți, vor fi puși la punct din punct de vedere al actelor, adică în așa fel încât totul să fie ca la carte. Deci, într-adevăr, depunerea a început pe 1 martie, adică astăzi. Dumneavoastră vorbiți despre o serie de schimbări și de modificări. Ele, într-adevăr, sunt binevenite teoretic pentru fermier, dar în același timp, oare de ce se întâmplă să se schimbe lucrurile exact în al 12-lea ceas, cum s-ar spune? Această cerere nu putea fi modificată până în această dată limită de începere a depunerii ei? În 2015 s-a schimbat PNDR-ul. Iar dacă PNDR-ul nou ne-a spus ceva să facem, noi am umblat un an de zile, ne-am lovit de toate problemele, nu numai noi, cu fermieri împreună și atunci prin acest ordin care s-a finalizat săptămâna trecută s-au rezolvat în mare parte problemele fermierilor. De asta s-a întâmplat ca să fim tot timpul nu la locul nostru, așa cum spuneți dumneavoastră. Această cerere fizic, ea spuneți că există. De exemplu, dacă eu ca și fermier vreau să o depun la APIA, ce trebuie să fac eu concret? Mă duc la primărie? Să vă duceți la primărie. Cererea nouă nu mai are acele segmente în ea, adică acele anexe care ne spunea cum că trebuie un tabel centralizator, cum că trebuie copie după registru agricol. Aceste documente nu ne mai trebuie nouă.
ci cererea nouă, adică adeverința nouă pe care o dă primăria, spune acolo, are o rubrică unde ne spune suprafața, ne spune categoria de folosință, ne spune numărul blocului fizic și după aceea în anexa cealaltă ne spune în funcție de suprafețele pe care le are omul în, în diferite forme, adică în arendă, în parte, titlu gratuit, concesiune, asociere și sub alte forme. Ferința respectivă trebuie să-și ia de la primărie și vine la APA de pun dosarul care mai are și altceva decât adeverința, dar nu acele documente despre care vorbeam mai devreme. Adică tabel centralizator și copie după registru agricol. Ceea ce știți foarte bine că anul trecut a fost problema numărul 1. Acum lucrurile s-au simplificat, dar totuși existând aceste schimbări, noastre credeți că într-un fel vor afecta procesul de depunere? Anul trecut era că era nou. Acum... Eu cred că îl vor afecta, dar îl vor afecta pozitiv. Adică oamenii pot să-și depună în timp util această cerere, nu ca anul trecut în ultimile zile. Am făcut, v-am spus, o repartizare foarte bună. Dacă fermierii și eu sper să se țină de cuvânt și să vină cel puțin, nu în ultima zi, ca să nu spun în ziua în care ar trebui să vină, atunci când sunt programați, nu o să avem niciun fel de problemă. Anul trecut, din câte mi-amintesc, a demarat mai târziu campania. A existat o întârziere și în acest punct de vedere. A demarat mai târziu, însă ca număr de zile au avut aceeași perioadă, adică 45 de zile. La nivelul județului sunt în jur de 40.000 de fermieri. 42.800 de fermieri anul trecut. Și același număr se păstrează și anul acesta? Adică tot Doamne ajută, noi sperăm să fie același număr sau dacă se diminuează să se fi mărit suprafețele pe care le au în arend sau în concesiune sau în proprietate. Adică dacă se diminuează numărul de fermieri, e un lucru foarte bun pentru APIA și pentru agricultura românească, dar suprafața eligibilă ne-ar bucura să crească. Anticipați niște probleme, niște, să zicem, lucruri în care s-ar potigni fermierii? Noi suntem pregătiți să nu avem absolut nicio problemă. Adică tot ce ține de APIA este pus la punct și e ca la carte. Agricultura este singura sursă de venit în comuna Doljeană Argetoaia. Dacă în trecut hectare întregi de teren erau abandonate, acum aproape că nu există bucată de pământ nelucrată. Vestea bună este că tot mai mulți tineri se întorc la sat și încep să facă agricultură. Terenul se muncește într-o proporție foarte mare. Chiar au început să își înființeze câte unii tineri mai multe, ce să vă zic, încearcă să-și strângă câteva terenuri mai apropiate. Unii chiar au fost afară, au văzut unde au lucrat în solarii, unii și-au chiar înființat câteva solarii, alții intenționează să-și facă proiecte de pe agricultură, pe creșterea animalelor. Autoritățile vor să încurajeze și spun că vor organiza întâlniri între tinerii fermieri și consultanți financiari, totul pentru a facilita absorpția fondurilor europene în comună. Au vârste tinere și au un avantaj. Au fost pe afară, au făcut niște bănuți, au venit, au investit și au cumpărat animăluțele și acum vor să se dezvolte și ei. Creșterea animalelor, cultura mare, dar și viticultura sunt sectoarele către care s-au orientat tinerii fermieri. În lipsa altor investitori, agricultura este cea care ar putea dezvolta localitatea. Fermierii care cresc vaci de lapte sau vite de carne pot să solicite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ajutorul național tranzitoriu și sprijinul cuplat. Cei care nu sunt înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 au nevoie de o copie de pe cel puțin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni. Aceasta trebuie însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte. În schimb, fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 trebuie să prezinte copia de pe dovada de înregistrare în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul 2014-2015, precum și a cantităților de lapte livrate direct în anul de cotă de referință. Valoarea subvenției pentru anul 2015 este de aproximativ 110 lei pe tona de lapte livrată comercializată.
Sprijinul cuplat în sectorul vegetal este o subvenție consistentă care se acordă și în 2016. Pentru cultura de soia, sprijinul cuplat ar trebui să crească la 335 de euro pe hectar pe an, în timp ce pentru cultura de lucernă ar trebui să fie 65 de euro pe hectar pe an. În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă. Pentru a obține sprijin cuplat pentru cultura de lucernă, trebuie să îndepliniți însă și condiții. Astfel, trebuie să realizați anual o producție minimă de 15 tone de hectare de masă verde. O altă condiție este să fi comercializat cel puțin producția minimă pe baza contractului încheiat cu exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE. Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să faceți dovada că utilizați sămânța certificată. Documentele privind utilizarea seminței certificate oficial sunt factura fiscală de achiziție și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială. Termenul final de depunere la API acestora este 31 martie 2017. În încercarea de a-și eficientiza activitatea, fermierii recurg la tot felul de metode. Unii își achiziționează utilaje performante, alții caută soluții din ce în ce mai inteligente. Căpșunarii din Rusia au găsit o metodă inedită de a culege fructele. Imaginile vorbesc de la sine și nu mai au nevoie de niciun comentariu. În această perioadă va predomina o vreme mai caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 1 și 13 grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1-9 grade, în majoritatea regiunilor agricole. Se prognozează însă și precipitații sub formă de ploaie în aproape toate regiunile agricole, acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncime de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor țării. În condițiile menținerii temperaturilor ridicate din aer și sol, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp se vor desfășura normal. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea culturilor vor fi bune și medii. În funcție de data semănatului, orzul și grâul de toamnă vor parcurge predominant răsărirea, formarea frunzei a treia și înfrățirea. La pomii fructiferi și vița de vie se va menține stadiul de repaus vegetativ în majoritatea plantațiilor. Specialiștii recomandă efectuarea răturilor pe suprafețele agricole unde umiditatea solului permite acest lucru. Administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot și potasiu, dar și lucrări de întreținere în vișlivezi.